filmezi aici și tu să stai acolo cu el, nu știu, lângă monitor, să treci monitorul în cadru, da? Asta e patru care m-a făcut bine. Ești pe patul ăsta? Da. Aici m-a făcut bine. Ideea în înființarea acestui centru, care noi îi spunem centru, pentru puțin pompos, dar nu contează cum îl denumim, în faza inițială am vrut să-i spunem laborator. A pornit de la, șeful secției de cardiologie al Spitalului Județean Suceava, domnul doctor Crețean. Așa, care a convins conducerea spitalului că este absolut nevoie de o asemenea inițiativă și a beneficiat pe tot parcursul inițiere și până la apariția acestui centru de asistenta de specialitate a domnului doctor, profesor doctor Gheorghe Iana, care din motive obiective n-au putut fi prezent, însă este asta cum prezentul sufletul alături de noi. Dânsul este și președintele Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România. Ideea a căpătat contur la începutul anului 2011. Vă dau niște date pentru a vedea dacă drumul a fost lung, și lin, sau dacă a fost lung și simplu. Eu zic că a fost normal. Deci ideea a prins contur în luna martie 2011, prin prezentarea unui raport amănunțit documentat de către domnul doctor Crețeanu. El a fost adoptat de către conducerea spitalului și prezentat conducerii Consiliului Județean. Dar fiind faptul că era vorba în ceea ce ne privește în punerea la dispoziția unui spațiu de 160 metri pătrați și al utilităților necesare funcționării aparatului. Dacă cartela și luată anul